make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod de Liga Campionilor din PES 2014 cu Real Madrid. Avem returul cu Schalke. Primul meci l-am filmat, a fost 0-0, dar nu a mers, din păcate, filmarea. Și m-am spus că a fost 0-0, deci ăsta este returul de pe terenul nostru. A fost 0-0 pe terenul lor. Ce vreau să mai spun este că trebuie să pregătim echipa și că am schimbat dificultatea, nu? Sau dacă nu o schimbăm acum, la Professional. Să vedem general setting, da, este la professional așa, ca să vedeți și voi, să nu fie chiar atât de ușor să câștigăm totul pe bandă rulantă. Începe meciul, noi suntem Real Madrid în culorile clasice, iar Schalke e la fel în culorile clasice. O pasă acum pentru Gareth Bale, cât de bine începem. Bale, nu sunt foarte mulți oameni care obține cornerul. Bravo, Gareth Bale. Să vedem cine va executa. Normal, Luka Modric este acolo să bată lovitura de colț. Centrarea lui Modric, foarte bună. Kroos cu capul trage pe lângă poarta apărată de Herman, de Patrick Herman. Nici cornerul a ieșit din faza asta, dar o primă ocazie în startul meciului, minutul 4. Schalke a fost cât pe ce să intre morcov în cur. Iată-l pe Benzema, Benzema, francezul, foarte bine evită un adversar, șutează! Nu a fost șut, șut modest din partea lui Karim Benzema, putea scoate mai mult din faza aceasta. De exemplu, Gareth Bale era o soluție bună pentru că Ronaldo și așa era în spatele multor adversari. Haide, Gareth Bale, du-te, Gareth Bale, foarte bună viteza lui Gareth, sunt oameni în centru, Gareth se duce, caută șutul, șutează, când, vreodată, Gareth cu dreptul, hai că este Carvajal, rămânea balon, foarfecă, vreau de la Ronaldo, un șut al lui Marcelo, golazo! Brazilianul Marcelo! Ce gol! Marcelo, deschidere de scor miraculoasă, un șut de brazilian, a vrut să arate că e brazilian și a ieșit lui Marcelo. Iată de unde a pornit toată faza, șutul lui Gareth este respins, centralul Carvajal la fel, respinsă, dar șutul lui Marcelo nu mai iartă, nu are pic de scrupule din drop, a dat Marcelo în vincul porții, un gol aproape imposibil, un superb gol, bijuterie, cel mai frumos gol al nostru de până acum la PES 2015. Marcelo reușește să facă spectacol, senzație, superb golul. Ce deschidere de scor, 1-0 la general pentru echipa noastră. A intrat asta exact unde trebuia. Gareth la balon, Bale încearcă o pasă către Benzema. Balonul ajunge până la urmă la francez și intrează în 6 metri la prima bară. Balon respins de Schalke. Încă o dată facem pressing la Denis Taugo, excelent, recuperează Karim Benzema, Benzema, excelent, trece, trebuie să centreze, dar la firul ierbii măcar, erau oameni în fața fundașilor care le puteau sufla balonul oricând la câtă rapiditate are. Basă bună acolo pe culoare pentru Jefferson Farfan, dar Pepe l-a intimidat foarte, foarte bine. Nu am respins excelent mingea, dar Modri știe ce să facă cu balonul la picior. Gareth, o pasă foarte bună acolo pentru Benzema, care are forță să recupereze balonul. Să foarte bine s-a descurcat jucătorul lui Schalke. Schalke 04 este prezent în acest match. Da, este și Klaas-Jan Huntelaar, jucător care a mai trecut și pe la Real Madrid în cariera sa, dar olandezul a pornit normal din Olanda și de la Ajax. O pasă excelentă pentru Cristiano Ronaldo! Gol! 2-0! Cristiano Ronaldo face 2-0! O superbă centrare, iar portughezul nu iartă cu capul său de ment. Ce gol marchează și Ronaldo, în sfârșit își pune în practică superba lui săritură la cap, cât de bine a sărit Ronaldo, ca de obicei, ca de fiecare dată, nu cred că este jucătorul în Europa să îl facă la cap pe Cristiano Ronaldo și l-a învins pe portarul lui Schalke. 2-0, un scor probabil dur, dar corect, valoarea se vede și se cunoaște. Isco recuperează șutul lui Isco, apără acolo portarul lui Schalke, încă o dată Isco, trage Isco, dar peste poartă, se trage din orice unde, oriunde aici pe Bernabeu, un șut foarte bun plasat de Isco,
cât pe ce să prinde măcar cadrul porții. Este minutul 45, vom vedea câte minute de prelungire se vor arăta, probabil 3, dar nu știu dacă a fost atât de multe oprirea la meciului, 2 minute, deci cât mai bine pentru noi și chiar pentru Schalke să aibă o suferință mai ușoară. Gerrit, foarte bun acolo, Gerrit Bale, Bale caută soluția în care Bale nu trebuia să tragă aici, probabil că și o pasă înapoi ar fi fost mai bună. Una peste alta, este 2-0 la pauză. Să vedem în a doua repriză cum se va desfășura. Cristiano Ronaldo recuperează. Cristiano a tras pe centru, însă balonul respins în aur direct, nici nu s-a mai complicat fundașul Hövedes, capitanul lui Schalke. Să vedem pe Marcelo, el execută la Isco, Isco foarte frumos, Isco centrează și va fi corner pentru Real Madrid. Acum o șansă destul de bună, avem oameni destul de buni la cap, dar Schalke are pe Huntelaar care poate să facă chiar și apărarea la astfel de faze fixe. Luka Modric centrează, Hövedes, oh, Hövedes n-a avut ce se facă lui Ronaldo la cap, am crezut că va fi mingea lui, dar Ronaldo era și în față, cu capul în plasa laterală, da, acolo Cristiano, sau cum se spune în portugheză, cred, Cristiano sau, mă rog, foarte bine Benzema, excelent, a văzut pe Ronaldo, Ronaldo, de ce a încercat lobul, putea să finalizeze simplu pe lângă portar, de altfel s-a și așteptat Farman, portarul lui Schalke, mai ales că este un portar destul de înalt, recuperează Schalke și încearcă acum contraatacul, dar nu sunt foarte mulți oameni evoluați, superb acest teclin, Ronaldo, excelentă pasă pentru Isco, Isco este în careu, Isco, spaniolul este obosit și nu prea a atins bine balonul la faza aceasta pentru că a fost o centrare, dar s-a dus alături de poartă. O pasă pentru noul intrat, Tranquilo Barneta, oh, oh, fault aici, făcut de jucătorul nostru de Carvajal, Lani Carvajal comite un fault și să vedem cum vor executa cei de la Schalke. Barneta este acolo, dar bate, au, go, peste poartă, nu a fost nici cea mai bună execuție, totuși peste zid, de apreciat încercarea sau intenția, mai bine zis, a lui Denis Aogo. Casillas totuși s-a aruncat mai mult de spectacol, nu a avut mare lucru să facă în acest meci, un meci cu Schalke controlat per total de echipa noastră. Iată pe Marcelo pentru Cristiano, ofensivă foarte bună noastră prin Cristiano Ronaldo, Cristiano și Marcelo au dat gol în acest meci! Cristiano Ronaldo încă un șut, a încercat încă un gol spectaculos, dar nu a reușit de această dată, șutul se duce puțin pe lângă vincul porții lui Farman. Ferman care a luat un superb gol astăzi de la Marcelo, o torpilă, o superbă ghiulea înscrisă de brazilianul nostru care se spunea că ar vrea să ajungă la la Juventus Torino. Julian Draxler urmărit acolo de Pepe, Draxler centrează foarte bine Marcelo, cât de bine stare la cap și reușește să respingă, să vedem contraatacul echipei noastre prin Isco, excelent pentru Ronaldo, Ronaldo, oh, cât pe ce acolo, spuneam de Marcelo și spunea el că fundașul său preferat a fost Lilian Turan, care francezul care a jucat pentru Juventus, acum Ronaldo pasă pentru el în careu. Să nu uităm că Lilian Turan a fost fundaș central și apoi a fost transformat în fundaș dreapta, a reușit să dea la Naționala Franței în semifinale 2 goluri și a reușit să o califice în finală la Cupa Mondială. Să vedem pe Ronaldo pentru Gerrit Bale în flancul stâng, Bale, de fapt flancul drept, centrarea lui Gerrit Bale, oh, ocazie mare, meciul se încheie, se încheie meciul și reușim să câștigăm, să ne calificăm mai departe în sferturile Champions League după 0-0 în tur, din păcate voi nu ați putut să vedeți acel meci și 2-0 în retur, Ronaldo, în meciul lui 7,5 a fost nota sa, dar parcă meciul ar fi fost dat așa de dragul golului Marcelo, brazilianului. Barcelona a reușit și ea să se califice bătându-o ori pe Arsenal, ori pe Chelsea. Chelsea, așa, City a pierdut cu Juventus, Juventus se pare că s-a calificat după 2-1 la general. Da, Bayern s-a calificat cu Liverpool, să vedem cine urmează, probabil Borussia Dortmund urmează să ne întâlnim cu ea. Deci Arsenal cu Juventus, Real, nu, suntem cu Paris Saint-Germain în sferturile Champions League, Benfica cu Barcelona, Leverkusen cu Bayern, este un derby german în sferturile Ligii Campionilor între Leverkusen și Bayern. E bine, cam acesta a fost episodul de astăzi, dacă v-a plăcut nu uitați de like, subscribe și tot acâmul, până data viitoare, rămâneți cu bine și sayonara!